Două persoane au fost reținute în județul Cluj pentru deținere și trafic de droguri și pentru efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Conform anchetatorilor, din cercetări a reieșit că în octombrie 2023 unul dintre bărbați ar fi introdus fără drept în țară din Spania peste 400 de grame de cannabis, destinate comercializării cu ocazia organizării unei petreceri tematice. Cel de-al doilea bănuit ar fi manipulat și distribuit substanțe psihoactive din clasa catinonelor în perioada ianuarie 2022-mai 2023 pentru sume cuprinse între 50 și 500 de lei. Polițiștii au făcut mai multe percheziții domiciliare în județul Cluj. Aceștia au descoperit și ridicat peste 400 de grame de cannabis disimulate în interiorul unui corp de canapea. Două pungi cu substanță cristalină comprimate pentru anxietate, 4 telefoane mobile, un cântar de mare precizie, 3 dispozitive de stocare a datelor, 8.000 de lei și mai multe ustensile folosite pentru consumul de droguri, toate cu urme de substanță. Cei doi bărbați urmează să fie duși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.